Doamnelor, domnilor, am revenit la emisiunea Interesul Cetățeanului cu Luța Icarul, care, pardon, că să mă rog, mi-a zis că am pronunțat bine la început, da? Deci, okay. Luța Icarul. Da. Cu povestea ta de viață, rămăsesem înainte de pauza publicitară la treaba cu, mă rog, concentrația de creatinină, așa, da. Când ar trebui omul să meargă să... Treaba de analize, când se poate programa, adică la un da, recomandarea mea încă o dată este, există o cutumă aici care aș vrea să o dizolvăm complet. Înscrierea pe listele de așteptare pentru transplant nu are nicio legătură cu faptul că faci dializă sau nu faci dializă. A, deci sunt lucruri care nu țin nu, sub nicio formă unul de altă. Pentru că poți să faci transplant renal și fără să faci dializă. Asta este o altă cutumă. Nu pot să fac dializă decât dacă fac transplant. Nu, dragi colegi. Chiar vă recomand să faceți transplant, dacă aveți posibilitatea aceasta, înainte de a începe dializa. Deci, practic, întrebarea asta de programare, cum ar veni, în varianta logic medicală, nu ține cont de cineva care face dializă sau cineva care... Adică, eu întreb ca un profan, pentru că nu, logic, nu mă pricep, nu sunt sigur în că domeniu, da, sunt niște nu, elemente, sunt niște elemente care le iau în calcul medicii în momentul în care fac transplantul, fac un test de compatibilitate a rinichiului donatorului către primitor, sigur că da, este foarte important, dar faptul că faci dializă sau nu faci dializă nu este un factor eliminator. Adică dacă rinichiul ți se potrivește din punct de vedere al compatibilității, este irelevant dacă faci dializă sau nu faci dializă. Dacă ești pregătit. Deci, practic, să înțelegem foarte clar, aici, în varianta de transplant, cum ar fi logic, da? Că suntem ingineri amândoi, cel mai important lucru este ca acel rinic să fie compatibil. Cât mai compatibil exact. Pentru corpul care ar urma să îl primească. Exact. Da? Și aici nu mai depinde de dializă, că faci sau nu faci exact. Dializă. Da? Deci exact. Compatibilitatea este factorul cheie, cum ar exact. Veni. Am spus bine? Da, perfect. Okay. Aș vrea un pic să ne întoarcem la partea cu dializa, pentru că, sigur că, da, inevitabil am ajuns și eu la partea cu dializa. Asta ce se întâmplă? Dacă te-ai înscris pe listele de așteptare, dar nu există un rinic compatibil cu tine, ca să nu ajungi să îți cedezi organele interne din cauza concentrației mare de toxine din organism, trebuie să faci dializă. Așa arată un aparat de dializă. Trebuie să spun că procesul de dializă nu înlocuiește funcția rinichiului. Nu vindecă rinichiul, ci o înlocuiește. Este un dispozitiv, este un filtru care pur și simplu filtrează sângele nostru în locul rinichilor. Deci cum ar veni prea funcția rinichiului, cât exact. Poate să prea și exact. Această exact. Variantă. Exact. Sigur că da, este departe de funcția, de performanța unui rinic normal, dar este foarte important faptul că rămânem în viață. Acum, o ședință de dializă durează aproximativ 4-5 ore și se face de 3 ori pe săptămână. Adică aș vrea telespectatorii noștri să înțeleagă că în momentul în care o persoană ajunge să facă dializă, are niște inconveniente destul de mari. Respectiv, trebuie să se prezinte obligatoriu de 3 ori pe săptămână la ședințele de dializă câte 4-5 ore. Partea bună este că rămânem în viață. Iar pasul cel mai mare și cel mai mare este comparația cu ce a pățit mama mea în 1981 când a murit la 43 de ani, pentru că atunci nu exista dializă în România, și eu care am început dializa, adică mi-am putut continua viața. Da, asta e un lucru extrem de important. Sigur cum ai spus că da. Tu, adică un lucru sigur vital, că da. De fapt. Da, da, da. Și aș putea face aici o comparație cu colegii noștri care, de exemplu, au probleme hepatice. Ei, noi cei care avem probleme cu rinichii, avem varianta dializă. Din păcate, colegii noștri care au probleme cu ficatul nu au o altă variantă. Ei au doar varianta transplantului sau, dacă nu, cu părere de rău, familia o să îngroape. Ficatul este doar unul. Da. Pe de altă parte, ficatul nu este organul care se regenerează cel da. Mai... Da. Sau, se regenerează, de da. Fapt. Acum aș vrea să punctez un lucru foarte important legat de dializă. Aș vrea telespectatorii să-și închipuie acum o zi toridă de vară.
ceva de genul, nu știu, 30-35 de grade. În oraș sunt puse corturi în care lumea se poate duce să stea la umbră și cel mai important lucru, să se hidrateze. Ei, pentru persoanele pe dializă, pentru marea majoritate a persoanelor pe dializă, cea mai mare restricție constă în faptul că nu au voie să bea lichide. Ceea ce pentru un necunoscător sună puțin ciudat, pentru că, repet, pentru un necunoscător, te gândești, bun, rinichii trebuie să lucreze și au nevoie, le trebuie apă. Doar că în insuficiența renală cronică rinichii nu mai funcționează, tocmai de aceea am nu mai elimină urină și atunci, trebuie să aibă grijă cu aportul de apă, dar de lichide. Dar ce vreau să spun că este foarte important, o lebeniță, așa e că e bună. Cum să nu? Da, dai 80% apă. Și adică când spun lichide, aș vrea ca telespectatorii să înțeleagă că în asta intră tot. Fructe, legume, orice conține lichid. Da, tot conține ce conține foarte mult lichid. Așa. Colegii care sunt pe dializă au așa numită greutate optimă și au voie o anumită variație de kilograme de la o ședință de dializă la cealaltă, care de fapt de cele mai multe ori înseamnă apa care rămâne în organism. Și odată cu aparatul de dializă, pe lângă toxine, se elimină și apa. De aceea s-ar putea să vedeți în jurul dumneavoastră persoane care sunt umflate. Li se umflă ochii, li se umflă picioarele, pentru că nu elimină apa. Asta este motivul. Și degeaba ar lua medicamente ca să elimine apa, nefuncționând rinichii, n-au cum să... Le iau degeaba cum ar veni. Le iau degeaba. Adică... Deci asta este partea cu dializa. Iar cel mai important lucru pentru care trebuie să aspire orice, și accentuez, trebuie să aspire orice persoană care poate să facă transplant de rinichi, pentru că aș vrea să spun că există o mică categorie de persoane care au contraindicații pentru transplant, contraindicații medicale. Nu intrăm în amănunte. Deci sunt o categorie de colegi care fac dializă, care din păcate nu vor ajunge niciodată să facă transplant. Asta este. Li se spune, știu lucrul ăsta. Da, bun, deci e un lucru știut, adică, practic, vei sta pe dializă. Acum, să zicem și o cifră, nu? Că sunt inginer. Da, ești inginer acum. În 2022, statisticile au arătat că față de anul 2008, am socotit anul 2008 pentru că mi-e ușor să zic, s-a dublat numărul de persoane care fac dializă. Am ajuns undeva la 17.000 de persoane care fac dializă. Înscrise pe listele de așteptare pentru transplant, în schimb, sunt foarte puține. Sunt în jur de vreo 4.000-5.000 de persoane. Ideea este că și mai puține persoane ajung să facă transplant. Spre exemplu, anul trecut, în România s-au făcut 230 de transplanturi de rinichi. Nu, și cifra de așteptare spune că este de 4.000 și cam ceva. 4.500 de persoane. Da. Și s-au făcut 200 și ceva. Da. Adică proporția este absolut dezechilibrată. Da. Dar transplantul, trebuie să înțelegem, este cel mai bun substitut al unei, persoane în insuficiență renală cronică. Pentru că aproape că îți vezi de viață normală. Este o intervenție chirurgicală dificilă, nu este ușoară. În momentul în care, în schimb, ai făcut-o, viața ta se întoarce la normal. O persoană cu transplant renal poate să-și reia activitatea în câmpul muncii. Un an de zile nu, că un an de zile este... Bine, acum e firesc totuși, adică... Trebuie să se obișnuiască organismul, deși trebuie să... organ, nu un corp, da, adică dar uite, nu trebuie e să chiar spun la, că ca la o șaibă. Sunt mulți colegi transplantați care după 6 luni de zile s-au întors la lucru, un lucru care a însemnat un lucru de birou, da, un lucru de acasă, nu lucru fizic. Lucru fizic deja nu mai este recomandat. Păi bun, dar oricum și asta e de remarcat și pe de altă, adică pe care de consecință mă gândesc că asta vine de la organismul omului. De-a fi că fiecare are particularitatea lui. Fiecare organism... Categoric. Unii își revin mai repede, alții... Categoric. Dar oricum e important de știut și asta. Adică se poate reveni într-un răstim relativ scurt, adică și într-o situație de genul ăsta și un an mi se pare un răstim relativ rezonabil, zic eu. Adică să revii la o ocupație normală, da?
Adică da, să poți să te ocupi de ale tale? Să... Trebuie să înțelegem că o activitate... Deci, revenim. Transplantul este dificil, dar revenind la o activitate cât mai aproape de normal, nu faci altceva decât să-i spui organismului tău, doamne, acum totul este ok, hai să ne vedem de viață ca și la un om normal. Aici aș putea anunța, aș putea enumera, să zic, două mici restricții. Ceea ce am observat că deranjează pe unii colegi. Așa. Una dintre restricții este că avem un număr de alimente pe care nu avem voie să le consumăm și asta pentru că medicamentele interferează, medicamentele de imunosupresie. Adică noi ce facem de fapt? În momentul în care primim un rinic de la altă persoană, se caută un rinic cu compatibilitatea cea mai ridicată, dar niciodată nu va fi o compatibilitate 100% cu organismul nostru. Și din acest motiv, organismul va lupta împotriva corpului străin și o să dorească să-l elimine. Și atunci, nouă ni se prescriu medicamente de imunosupresie. Să ducem jos imunitatea. Ei, acest lucru duce la o restricție din punct de vedere al alimentelor, a unui câtorva alimente, pentru că ele interferează cu aceste medicamente și atunci se dau peste cap. Eventual, dacă am putea vedea, sunt puține, grefuitul, rodia, fasolea, în fine. Al doilea, să zic, mic inconvenient este că avem niște medicamente de luat pe toată viața. Sau, mai bine spus, pe perioada cât rinichiul transplantat funcționează. Durata medie de funcționare a unui rinichi este undeva la 15 ani, 10-15 ani, dar asta este media, să nu se sperie nimeni. Sunt și cu 25-30, cunosc persoane cu 25-30 de ani de la transplant, ori atunci era și mai primitiv, ca să spun așa, rudimentar, da, ori acum deja lucrurile au evoluat foarte mult. Dar acum ajungem la cel mai important lucru din punctul meu de vedere. Am vorbit despre faptul că și eu sunt beneficiarul unui transplant de rinichi. Dar de unde vin rinichii? Ei, practic, lucrul de la care am început, că și tu, de fapt, ești beneficiarul și asta e povestea ta de viață. Ei, da. Acum să vedem de unde vin. Pentru că tot ceea ce l-am spus și telespectatorilor de la bun început, tu încerci acum, tu trecând printr-o astfel de experiență, tu încerci acum prin informațiile pe care le ai, prin sfaturile pe care le poți da, dat fiind că ai trecut printr-o astfel de situație, să îi sprijin pe alții. Da? Pe alții care sunt într-o astfel exact. de nefericită de situație. Ei, și acum, hai să vedem cum... Da, haide să ajungem și la miezul, miezul problemei. Acum, rinichii pot să provină de la două tipuri de donatori. Un tip de donator și care are, din păcate, spun eu, ponderea cea mai mare în România este de la donatori declarați în moarte cerebrală. A nu se face confuzia cu persoane care sunt în comă, declarate în comă. Am spus persoane declarate în moarte cerebrală. Ce înseamnă moarte cerebrală? Moarte cerebrală înseamnă că nu mai există activitatea creierului, iar funcția inimii și a plămânului sunt menținute artificial. Dacă nu ar fi aparatele, persoana respectivă ar muri. Ei, în aceste condiții, odată ce se declară moartea cerebrală de către doi medici de la ATI, care nu au nicio treabă cu procesul de transplant, se pune în mecanismul, tot mecanismul acesta în mișcare, vine o echipă de la cel mai apropiat centru de transplant și cu acordul acordul aparținătorilor se poate trece la ceea ce se numește prelevarea de rinichi. Aici acum trebuie să menționez un lucru foarte important. Trebuie să fim sinceri cu noi. În momentul în care vine un doctor și îți spune despre apropiatul tău, indiferent ce vârstă are, care 20, 30, 60 nu de contează, ani, este apropiatul declararea moartea deci cerebrală de cele mai multe ori înseamnă ceva brusc, nu înseamnă o boală cronică. Pentru că o persoană cu o boală cronică nu este compatibilă pentru donarea de organe. Aparținătorul în momentul ăla este șocat, are o durere în inimă, în suflet, în minte, incomensurabil. Și în momentul acela vine o echipă care sunt coordonatorii locali de transplant și explică persoanei respective că în acest moment mai pot să facă un singur lucru extraordinar.
prin acordul lor pentru prelevarea organelor, pot salva alte vieți. Aceasta este prima metodă pe care eu am identificat-o, prin care putem ajuta persoanele în nevoie de transplant. Adică, în momentul în care cineva apropiat nouă este declarat în moarte cerebrală, să fim de acord cu donarea de organe. Cea mai importantă... Când practic tu știi că nu-l mai poți... Deci nu tu ca apropiat, dar știi foarte bine dacă îți vin specialiști, medici, normal, exact, care spun nu se mai poate face nimic, cineva, apropiatul tău, poate fi, oricât ai dura, poate fi ținut în viață prin aceste aparate. Doar, dar practic nu este doar cu aparatele. Da, dar el practic nu este în viață. Tu îl vezi ca pe un corp acolo. Exact. Nu va mai putea vreodată să vorbească cu tine, să te strângă în brațe. Așa spun medicii, oricât nu noi doi. Păi nu. Asta spun. Deci, așa spun medicii. Deci medicii vin și îți explică. Uite, asta este treaba. Da? Da. Sigur că, adică, fără îndoială, că acest lucru nu că doare, te sfâșie. Categoric. Și probabil că aici sunt unii oameni care trăiesc peste această sfâșiere lăuntrică și spun, bun, știu că e cumplit, dar poate prin al meu apropiat o să mai trăiască altcineva. Excelent sau alții, punct de vedere. Sau alții care vin și spun, aș vrea, dar nu pot. Să-mi dau acordul pentru asta. Sunt convins că sunt din ambele categoricele. Acum, cea mai importantă restricție a aparținătorilor de a fi de acord cu donarea de organe este de natură religioasă. E adevărat. Este de natură religioasă. Nu intrăm în aceste amănunte pentru că ele sunt absolut personale. Credința este un spațiu personal, categoric, și este o alegere personală. Aici, în schimb, se poate vedea care este poziția Patriarhiei Ortodoxe Române legat de transplant. Adică Patriarhia Ortodoxă Română nu se opune transplantului de organe, de rinic, de inimă, de ficat și așa mai departe, atâta vreme cât nu se face un abuz, ceea ce este clar de bun simț. Este logic. Categoric. Și firesc. Categoric. Normal, da. Trebuie să spun că am stat de vorbă cu preoți. Am pus această întrebare legat de mântuirea sufletului unei persoane căreia îi se prelevează organele. Dacă mai putem vorbi de mântuirea sufletului. Și trebuie să vă spun că toate semnalele au fost că da, categoric, da, există mântuirea sufletului acelei persoane care donează organe. Ba mai mult, prin mulțumirile noastre a tuturor celor care suntem în situația că am primit un rinichi, un ficat din partea unui donator declarat în moarte cerebrală, noi îi amintim în rugăciunile noastre. Și le mulțumim pentru gestul pe care l-au făcut atât ei cât și aparținătorii. Ori, rememorarea numelui generic, pentru că noi nu știm niciodată de la cine fără am primit. Fără da. Dar rememorarea și mulțumirea și recunoștința pe care noi o arătăm acestor persoane le ajută pentru mântuirea sufletului. Le ajută. Adică este o treabă în plus, un pas în plus. Deci, practic, nici... N-a avut parte, să spun așa, din discuțiile pe care spune că le-a avut cu preoți. N-a avut, să zici, așa parte de niște opreliști. Nu, dogmatice. Categoric nu. Deci nu. Nu. Adică, nu. Că... La nivel declarativ asta trebuie să spun. Sigur că da, corect. Da. Da. Deci la nivel declarativ, la nivel declarativ da, sigur. Da. Bun. Al doilea tip de donator pentru organe este donatorul viu. E, acum cred că au pornit alarmele în foarte multe minți, cum adică donator viu. Păi trebuie să vă spun faptul că un om sănătos poate să trăiască fără un rinichi, absolut fără nicio problemă. Poate să trăiască fără o bucată din ficat, fără un lob din ficat, pentru că așa cum am anunțat anterior, ficatul se regenerează. Ei, donarea de organe de la donator viu poate să fie făcută în condițiile în care donatorul este major și îndeplinește trei condiții. Este înrudit ereditar cu primitorul, mamă, tată, frate, soră. Da. Este înrudit sentimental, soț, soție. Sau este înrudit emoțional. Și aici intrăm la categoria, nu știu, naș, fiini... Ei, în aceste trei categorii, în aceste trei tipuri, putem vorbi de donator viu. Menționez încă o dată faptul că se poate trăi fără nicio problemă, fără un rinichi sau fără o porțiune din ficat.
Care este avantajul primitorului în momentul în care primește un rinic sau un ficat de la un donator viu? Fantastic. Rinichiul începe să funcționeze încă de pe masa de operație, adică începe să facă urină imediat ce s-au făcut legăturile. Un rinichi primit de la un donator viu are o durată de viață mult mai lungă și lucrează mult mai bine. Acestea sunt avantajele. În România, din păcate, ponderea de la donator în moarte cerebrală este 70%, donator viu 30%. În Occident este chiar invers. Este 70% de la donator viu și doar 30% de la donator în moarte cerebrală. Asta e, da, interesant. E foarte interesant. Adică se numește altruism lucrul ăsta. Și mie îmi place să spun, noi mai avem de lucru la altruism. Da. Noi nu suntem obișnuiți cu voluntariatul, nu suntem obișnuiți cu niște lucruri și atunci și termenul ăsta de altruism înseamnă poate ceva utopic. Nici s-ar putea să însemne pentru foarte mulți această formă de altruism, de a-ți ceda ceva din corpul tău. Poate că lumea nu știe foarte mult. Tu ai punctat foarte clar. Adică da, sunt oameni care, adică oamenii pot trăi și cu un rinichi. Categoric. Sunt oameni, mă rog, din ce mai știu și eu, sunt oameni care au avut un rinichi în corpul lor, nefuncțional, atrofiat. S-a întâmplat de-a lungul vieții, care nu mai funcționa, dar celălalt rinichi își făcea treaba, exact, n-avea niciun fel de problemă. Exact. E, dar asta vreau să spun. Este posibil ca unii dintre noi să nu fie, sau poate chiar mulți dintre noi, să nu fie obișnuiți cu această formă de altruism. Să fie obișnuiți cu ideea, bun, sunt altruist, dacă ai nevoie, vină la mine, îți dau până din coteț, îți dau mobila, îți dau ce vrei tu, că sunt altruist. Mâna, dacă îmi cer un rinic, nu știu dacă aș mai da, uite, ăsta este, rolul, spun eu, rolul invitației tale, ale mele aici, faptul că noi acum dăm o informație publicului larg, o informație cu care nu s-a mai întâlnit până acum și pe care are timp, ca să zic așa în termen popular, să o rumege. Și să o pună și pe o parte, și pe alta, și pe cealaltă, să se informeze, este foarte important. Este vorba de informație venită din partea unui om, o tot repet, asta din partea unui om care a trecut prin această experiență. Adică tu, practic, ai cunoscut toate aceste etape, da? Începând de la problemele pe care le-ai avut, mergând la transplantul pe care l-ai avut, mergând apoi la ceea ce... sau la faptul că încerci să ajuți pe unii oameni cu informațiile pe care le-ai dobândit tu în această poveste, cu ceea ce ai aflat tu de la medici, de la alți colegi, cum le spui tu, că am zis că nu le mai spune pacienți. Deci important este că tu încerci să ajuți pe cineva cu ce poți. Da. Deci, teoretic, rolul meu, misiunea mea, chiar mai mult decât atât, misiunea mea este aceea de a anunța, de a informa pe toți cei din jurul meu în legătură cu modalitățile prin care fiecare dintre noi putem ajuta persoanele în nevoie de transplant. Și începem, cum am zis, cu acele momente în care trebuie să-ți dai acordul, pentru că așa este legea în România, trebuie să-ți dai acordul pentru prelevarea de organe al persoanelor dragi care sunt declarate în moarte cerebrală. Dar acum aș vrea să fac o analogie, dacă îmi permiți. Te rog. Am fost învățați că în natură nimic nu se pierde, nimic nu se câștigă, totul se transformă. Da. De asemenea, cunoaștem o altă ciclicitate în natură, care este circuitul apei în natură. Care și asta din adevărat, nou da, nu și cu asta se... am fost învățați. Exact. Circuitul nimic apei nu se natură, pierde, nimic da. Nu se câștigă. Și atunci, invitația mea către toți telespectatorii este să se gândească, oare de ce n-am putea face o ciclicitate a vieții pe Pământ? Pentru că în momentul în care o persoană dragă nouă este declarată în moarte cerebrală și este irreversibil, el nu mai poate să revină la un om normal. Haideți să facem o ciclicitate a vieții în natură și să facem ceea ce ne stă nouă în putință în momentul acela. Respectiv să fim de acord cu donarea de organ. Din punctul meu de vedere legat de, repet, este un punct de vedere, dar legat de acest aspect, cel mai simplu, cred că ar fi ca orice om
da, din timpul vieții lui, să spună, în momentul în care voi pleca în alte zări, pe acolo pe sus, eu vreau să donez organele. Da? Ai anticipat foarte bine, pentru că a treia metodă prin care este deja decizia ta, exact, când ești viu, ești cu mintea la, da, tine. Excelent punctat, mă bucur, excelent punctat, și spun și de ce. Pentru că a treia metodă prin care putem ajuta persoanele nevoie de transplant este acel pas de a merge la un notariat public și de a ne înscrie benevol, fiind major, iarăși, da, este condiția de 18 ani. Fără îndoială, e logic. Să ne înscriem în Registrul Național al Donatorilor de Organe, Țesuturi și Celule. Și este un lucru care se poate face, da, e legal, mă duc la notar, exact, mă înregistrez ca donator de organe, exact, în momentul în care gata, mi-am terminat. Dar nu mai lași niciun fel de apăsare, să spun așa, pe seama, exact, celor care te-au îndrăgit. Din contră, în momentul în care... Le iei totul de pe cap cum ar veni. Poate, da, că nu sună potrivit. Greutatea de pe umeri, în momentul în care ei trebuie să iau decizii. Când pleacă un om de lângă tine, dacă încă îl vezi că mai respiră prin aparate, tot îți este cumplit de greu să zici, categoric, gata, deconectați-l. Îți este cumplit de greu. Dar în momentul în care tu ai spus, am lăsat eu acolo toată, exact, treaba asta, vreau să-mi donez organele, să rămână cineva după mine, nu știu, cu un rinic, cu cordul, cu, eu știu, cu ficatul, cu ceva. Da. Pot să las o viață, categoric, să respire în continuare, atunci ar fi cel mai sigur. Și acum aș vrea să menționez că nu există o barieră de vârstă. Pentru că s-a făcut prelevare de rinic de la persoană de 70 de ani și s-a făcut transplant către o persoană de 70 de ani. Cercetătorii spun că un rinic este făcut de către creator să funcționeze 140 de ani, 150 de ani. Sigur că noi nu ajungem la vârsta aia. Nu zice de două, cine știe, poate mai încercăm. Doamne ajută tuturor să ajungă acolo, dar sănătoși. E adevărat. Deci, nu trebuie să ne punem problema că, da, dar eu am acum 60 de ani, nu mă mai duc să fac asta pentru că nu mă mai duc să mă înregistrez în Registrul Național al Donatorilor, că nu o să-mi ia nimeni. Ba da, dacă ești bun, dacă nu ai o boală cronică care să fie împotriva, da, da, prelevării, da, da, de organe, orice persoană poate să se înscrie și se poate... se pot preleva organele. Deci ăsta e un lucru foarte important de reținut. Corci, mulțumesc foarte mult că ai fost prezent eu în emisiune și că am deslușit multe lucruri importante care ne dau de gândit și cel mai important lucru este că am ascultat o poveste de viață cu destul de învățăminte de tras. Mulțumesc încă o dată foarte mult. Eu îți mulțumesc. Doamnelor, domnilor, aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii Interesul Cetățeanului. Până lunea viitoare, să fiți sănătoși, iubiți și să aveți parte numai și numai de bucurii cele bune.